Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi o să vorbesc despre Turcia, despre Turcia în toate formele ei, despre Turcia care se apropie de 100 de ani de Republică, despre Turcia care are o politică externă interesantă de-a lungul timpului, a reușit cumva în mare parte să rămână neutră în al doilea război mondial, are convulsii interne, a avut atât de multe lovituri de stat care s-au încheiat tragic majoritatea dintre ele, dar este un stat puternic, este în G20, este la poarta Orientului și în același timp o altă cultură, o altă civilizație. Este un producător pentru marile puteri care profită de mâna ieftină de lucru din Turcia, are o politică externă distinctă, este statul care arată cumva că există mai multă hartă și mai multe relații și dincolo de Occident și nu întotdeauna trebuie să se bazeze pe Occident. Turcia astăzi și ieri, de exemplu, pentru că am plecat cu la ideea să vorbesc despre Turcia, la faptul că Erdogan s-a oferit să medieze în acest conflict între Ucraina și Rusia prin vizita pe care el a făcut-o la Kiev, unde a fost pregătită cu cele mai mici detalii, unde ca importanță, bineînțeles că a extras tot ceea ce se putea acolo. Discuțiile cu Zelenski au fost pe câteva ore, mai mult de 4 ore de discuții. Erdogan, consecvent acele idei pe care a furat-o de la fostul său colaborator, ministrul de externe și prim-ministru până la un moment dat, Ahmet Davutoğlu, care este acum criticul său cu partidul înființat pentru a juca un alt rol pe scena politică din Turcia, acel curent al neo-otomanismului, al faptului că Erdogan a înțeles, nu vă închipuiți că este un om foarte citit sau că citește foarte mult, dar în același timp a înțeles și a reprezentat Imperiul Otoman și ca un politic carismatic a extras acea sevă din istoria Turciei, din filonul lor important și de ce nu pe ideea dacă există Marea Britanie care poate fi cumva numită un fel de imperiu astăzi sau de Statele Unite care își arocă dreptul de a interveni pe unde consideră pe glob cu câteva excepții, dacă China încearcă și ea la rândul ei să se dezvolte pe diferite paliere, de ce Turcia nu ar face acest lucru și de ce Turcia nu ar avea ca scop de țară, ca proiect de țară, să redevină ceea ce a fost la un moment dat, adică la importanța politică și economică, dacă vreți, a Imperiului Otoman. De aceea, Ucraina face parte din zona sa de influență, caută cumva să găsească anumite pârghii care să le exploateze, iar în momentul acesta trebuie să fiți de acord cu mine pentru că politica externă a Turciei a fost originară, adică a fost un stat care s-a hotărât să medieze între cele două puteri și să le aducă la aceeași masă. Erdogan chiar a spus înainte de a pleca la Kiev că a vorbit cu prietenul Putin și poate la întoarcerea de la Jocurile Olimpice sau la o dată ulterioară să se întâlnească în Turcia, la Istanbul sau la Ankara sau unde doresc, unde se poate face acest lucru și de ce nu să participe și Zelenski, punându-i pe cei doi lideri la o masă, găsind o soluție, ieșind de acord. Dacă a reușit să facă acest lucru, nu vreau să fiți nostalgici acum și să vă gândiți cum reușise la un moment dat diplomația românească să facă între Uniunea Sovietică și China lui Mao sau între Israel și Statele Arabe. Dar este o idee interesantă, o idee pe care a încercat și ca orice lider politic a și fructificat-o. Că va veni Putin, că va veni Zelenski, că se vor întâlni, că vor găsi o soluție acolo, rămâne de văzut. Dincolo de aceasta, vreau să punctez câteva aspecte ale vizitei pe care Erdogan le-a făcut la Kiev. Este una dintre ideile principale și cred că sunteți de acord cu mine, este că Erdogan a zis că în Europa nu mai există lider. Ba mai mult a subliniat că după retragerea lui Angela Merkel, practic nu mai ai cu cine să vorbești în Europa și a punctat că dacă Angela Merkel ar fi rămas încă cancelar al Germaniei, cheile soluției ar fi fost la ea. Acum, cancelarul care a venit, vă dați seama că are nevoie de un anumit timp pentru a se face cunoscut, pentru a reînnoda relațiile respective, poate rezista o perioadă îndelungă sau poate nu va fi cancelarul Germaniei pentru mult timp. Dincolo de asta, Erdogan s-a dus când te oferi sau când spui că vrei să fii mediator între aceste două state suverane până la urmă, trebuie să ai și anumită, cum să vă zic, un
o anumită finețe cu acești doi lideri, pentru că nu poți să te duci să te oferi mediator dacă nu ai o comunicare cu Zelenski sau nu ai o comunicare cu Vladimir Putin. Erdogan s-a dus acolo și a mizat pe un lucru, pentru că schimburile comerciale între Turcia și Ucraina sunt în momentul de față de vreo 7 miliarde de dolari, au plusat acum să ajungă la 10 miliarde de dolari, iar un lucru interesant care i-ar conveni lui Erdogan ar fi dacă ar putea să cumpere chiar toată producția agricolă de cereale a Ucrainei, pentru că în felul acesta ar puncta foarte mult, ar oferi Ucrainei o sumă foarte mare de bani, dar în același timp Erdogan ar profita de acest lucru pentru a distribui cerealele nu neapărat pentru turcii săi, și pentru statele din Orientul Mijlociu, unde politica Turciei de multe ori scârție. Adică un interes în zona respectivă care cumva i-ar mai duce cum pe cei din Egipt sau din alte state într-o altă latură și Turcia ar lua fața respectivă. Pe partea cealaltă, sunt mulți analiști politici în Turcia care consideră că practic prin Marea Neagră sunt vecini. Sunt vecini, nu uitați de exemplu de cetatea Bender, care este în Transnistria de astăzi, o țară care nu există, dar este recunoscută de ruși. Nu uitați de zona aceasta unde la un moment dat, de exemplu până în 1783, când Imperiul Otoman a cedat Crimeea Imperiului Țarist, Ecaterinei cea Mare, dacă nu mă înșel, în zona aceasta există anumite lucruri. Erdogan nu și-ar permis, pentru că este un lider care își calculează foarte mult prin instinct, aș putea spune, și prin echipa foarte voluminoasă pe care o are, declarațiile. Nu i-a convenit faptul că Crimeea a fost luată de Putin datorită acelei legături cu tătarii din zona respectivă și cu religia islamică, în partea cealaltă rușii, bineînțeles, de credință creștină. În felul acesta, practic, au existat anumite tensiuni, dar Erdogan, chiar dacă le-a declarat la Ucraina că este pentru independența Ucrainei și pentru întoarcerea Crimeei la Ucraina, a lăsat cumva zona despre Donbas, pentru că e o populație majoritară acolo, și și-a lăsat și o ușă de deschidere către zona respectivă, dar în substanță și-ar dori foarte mult ca zona respectivă, dacă ar putea să o controleze Turcia, ar fi cu atât mai bine, pentru că există aceste schimburi, dar văzând ansamblu de sus, practic Erdogan are mai multă nevoie de Rusia decât de Ucraina, și în felul acesta trebuie să vă mai zic, de exemplu, că investițiile cu Rusia sunt foarte mari, numai centrala Cuiu este de câteva miliarde de dolari și va produce foarte mult, pentru că este o construcție turco-rusă cu investiție rusească în mare spate, mare parte. După aceea este vorba de conducta de gaz care vine prin Turcia, care trece prin 930 de kilometri. Turcakım Projesi se numește în turcă, care până în momentul de față au trecut 34,8 miliarde de metri cub de gaze. Ea a fost inaugurată la 8 ianuarie 2020 în prezența lui Vladimir Putin și a lui Recep Tayyip Erdogan. Nu mai are rost să revin aici, de exemplu, despre împușcarea ambasadorului rus Karlov și după aceea scuzele lui Erdogan către Rusia, dependența Turciei de Rusia, pentru că turismul joacă un rol important, iar rușii au foarte mulți turiști care așteaptă să vină în Turcia, dependența Turciei până la urmă de locul acesta. Dar Erdogan a exploatat tot ceea ce se putea. Pe de o parte s-a dus la Kiev ca reprezentant al unui stat NATO, a doua putere armată din NATO, dar în același timp ca omul care a cumpărat rachete S-400 de la ruși în detrimentul celor F-35 pe care Statele Unite au refuzat să le distribuie Turciei, dar le-au păstrat banii, pentru că la un moment dat, poate dacă turcii se răzgândesc, măcar banii să fie acolo și poate când s-au schimbat regimul sau calculele americane care vor fi să fie, să trimită aceste avioane Turciei. Până atunci este o situație în care Occidentul, din punctul meu de vedere, mi se pare că pierde, pentru că, într-un fel, nu este hotărât. Politica lui Erdogan, eu am mai spus în analizele mele mai de mult, că n-am mai vorbit de Turcia, cel puțin aici pe canal.
Este un stat NATO, dar se comportă ca și cum ar fi un stat independent în NATO și până la urmă e problema voastră dacă vă convine sau nu vă convine. Eu mi-am spus ceea ce am spus. Revenind la această analiză a lui Erdogan, în faptul în care spunea, nu vreau să fiu greșit înțeles, dar în momentul de față este o lipsă de lideri în Europa, nu ai cu cine să discuți. Iar în aceste conflicte contează foarte mult unitatea și mesajul pe care l-ai transmis. Uitați-vă că tot astăzi s-au întâmplat unele lucruri, o declarație comună între Rusia și China. China și Rusia au reușit cumva să parafeze anumite înțelegeri. Eu mi-am notat aici o parte a uneia dintre declarații, și anume, părțile sunt unanime în a înțelege că democrația este o valoare universală și nu privilegiul statelor individuale, promovarea și protecția ei prin sarcina comună a întregii comunități mondiale. Statele individuale, alianțele sau coalițiile politico-militare urmăresc scopul de a obține direct sau indirect avantaje militare unilaterale în detrimentul securității altora, inclusiv prin intermediul concurenței neloiale, intensifică rivalitatea geopolitică, amplifică antagonismul și confruntarea, subminează grav ordinea în domeniul securității internaționale și al stabilității strategice globale. Așa că, practic, Rusia și China putem concluziona că sunt locul 2 și locul 3 ca puteri economice, militare, care au un rol de spus și atunci faptul că Statele Unite sunt într-o perioadă foarte slabă a strategiilor lor politice, poate să au reușit cumva, dacă vreți, pentru că Rusia s-a opus recunoașterii Taiwanului, cumva pierd din acest ritm geopolitic și predictibilitate pe care politicienii ar trebui să le vadă și să le aibă în considerare. Pentru că o politică pe care nu o duci printr-un dialog, nu o duci printr-o deschidere și doar pe un principiu de noi suntem cei care hotărâm, noi facem aceste lucruri dacă vă convine bine, dacă nu vă convine bine, pot crea derapaje și, Doamne ferește, să nu se ajungă la mai multe tensiuni. Ideea este că Ucraina, așa cum am spus și data trecută, este un stat suveran. Aici este și o problemă de etică. Nu mai vreau să revin la ideea cu criza rachetelor din Cuba și cu reacția Statelor Unite care au fost gata să declanșeze un război cu Uniunea Sovietică pentru că Hrușov pe ascuns a adus rachetele acelea în Cuba și ar trebui să le ia pentru că Statele Unite se vedeau expuse în fața acestui lucru. De partea cealaltă, așa cum am subliniat, Ucraina se vede sufocată din cauza acestor tensiuni și acestor trupe masate ale Rusiei pe de o parte și în partea cealaltă pe răspunsul direct al Statelor Unite. Parcă ar fi o joacă în care fiecare încearcă cumva să tragă foloasele venite de acolo, uitând practic că motivul este Ucraina și Ucraina trebuie să, sau cel puțin toate mințile luminate ar trebui să se pună la masă, să găsească o soluție în care logic ar fi ca suveranitatea statului ucrainean să fie respectată pentru că este suveran și un stat suveran merită respectat. Iar dacă unul dintre statele suverane, cum Nicolae Titulescu explică în această carte politică externă a României, scrisă în 1937, că dacă o graniță este mutată cu un centimetru mai la stânga, mai la dreapta, în sus sau în jos, există prilejul pentru alții care nu sunt mulțumiți cu state, cu granițele lor actuale să schimbe, să se, mă rog, folosească de prilej și să schimbe politica în zona aceea. Dincolo de aceasta, așa cum subliniam, în Turcia este statul care are cei mai mulți migranți pe teritoriul ei, sunt aproximativ vreo 5 milioane pe locul în lume în ceea ce privește ajutorul umanitar. Este acel acord cu Uniunea Europeană care, pe de o parte, Erdogan se plânge că Uniunea Europeană nu respectă tocmai acel acord. Pe partea cealaltă, nu vreau să vă arăt aici fotografii, au apărut ieri, au murit 12 oameni care au încercat să fugă în Grecia. Grecia, spun turcii că i-au dezbrăcat și au aruncat înapoi peste graniță în Turcia și au înghețat acolo până au murit. O parte dintre ei au fost salvați. Există tensiunile acestea cu Grecia, există tensiunea aceea pe partea cealaltă a Turciei cu în vecinătatea cu Irakul, în vecinătatea cu Iranul. Partea cealaltă, nu uitați, au trimis săptămâna trecută un tren cu ajutoare către Afganistan. Este acea, dar salutăm și un fapt bun, s-au reluat zborurile dintre Erevan și Istanbul, practic nu mai e acea graniță înghețată, mai urmează o nouă rundă de întâlniri și poate cumva se trece până la urmă, se descade acea graniță închisă între Turcia
și Armenie. În partea cealaltă, știți foarte bine relațiile Turciei cu Azerbaijanul, care se spune că sunt două state, o singură națiune. Deci, Turcia s-a implicat foarte mult, a reușit să-i ajute pe azeri să recâștige Nagorno-Karabahul, să implică în zona aceasta balcanică, pentru că este teoria aceea neo-otomanismului în faptul că noi, ca Imperiul Otoman, am greșit în loc să ne... Că, pentru că ei au plecat și au cucerit Imperiul Bizantin din Balcani, pe partea aceea, și nu uitați că n-au cucerit Constantinopol, au venit dinspre Edirne. De ce nu ne-am consolidat noi în Balcan și am mers către Est? Asta a fost una dintre, sau mă rog, e regretul celor care conduc astăzi Turcia, că ar fi stat lucrurile dacă Balcanii erau ai turcilor. Dincolo de aceasta, încearcă cumva să revitalizeze acest lucru. Uitați-vă, de exemplu, la vizitele, declarațiile în ceea ce privește Balcanii. Mă refer aici la vizita lui Erdogan zilele până la sfârșitul lui decembrie anul trecut, sau parcă la începutul lui ianuarie, când a inaugurat moscheea din Tirana, întâlnirea cu Vučić, cu președintele Serbiei, deplasarea în Bosnia și, mă rog, susținerea fără echivoc a statului Kosovo. Deci Turcia are o politică care se implică foarte mult în Balcani, are o strategie și se ține cumva de ea. Dacă vă uitați pe site-ul administrației prezidențiale a lui Erdogan sau dacă vă uitați pe site-ul Ministerului de Externe turc, o să vedeți că din două în două sau trei zile există vizite externe, ori este un președinte care vine în Turcia, ori președintele turc sau ministrul de externe se deplasează în zona, într-o țară interesantă. E interesant și mă uitam și poate, dacă vreți, aș vrea să fac o comparație cu politica externă a României, care din punctul meu de vedere nu există. În fiecare vizită pe care o fac, cei care se ocupă de comunicare scriu: mergem în statul cutare, sau au început relațiile dintre noi și statul cutare în anul X, există un schimb comercial în valoare de atâtea sute de milioane de dolari sau miliarde de dolari între noi și statul respectiv și ne propunem să facem acel lucru. De exemplu, nu știu dacă găsesc acum, dar s-ar putea să găsesc. Dacă vă uitați aici, în drum spre Ucraina, vedeți pe Erdogan într-o fotografie în avion cu membrii săi. Sunt, cred că, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 persoane care sunt consilieri ai lui și oamenii aceștia au în spatele lor alți oameni care lucrează pentru ei. Deci cam așa se pregătește o vizită de politică externă, ca liderul lor să aibă toate detaliile, să știe ce cere de la omologul cu care se întâlnește, să știe care sunt punctele forte, care sunt punctele slabe, ce are de făcut, ce are de câștigat și ce are de subliniat. Nu cred că o să găsim, nu știu, mă gândeam acum când se duce Klaus Iohannis pe unde se duce și închirează avionul sau nu e, mă rog, nu avem puterea Turciei ca să avem un avion propriu. Bine, Erdogan cred că are unul dintre cele mai luxoase avioane din lume, poate oamenii specializați în relațiile internaționale și în istoria statelor cu care se duc ar fi interesant să meargă acolo. Dincolo de aceasta, așa cum subliniam, Turcia are o strategie foarte interesantă, a reușit cumva să minimalizeze schimbările pe care le-a făcut trecerea aceasta la neo-otomanism și întoarcerea către valorile islamice. Vedeți că în ultima perioadă sunt probleme cu lira, s-a devalorizat constant, au băgat câteva miliarde pentru a stabiliza, au pierdut din acele miliarde foarte mult pentru că e foarte greu de ținut lira pe un trend de acesta. Majoritatea partidelor, în afară de alianța tradițională a partidului său cu Partidul Naționalist al lui Devlet Bahçeli, situația în Turcia este foarte complicată pentru că toate partidele s-au aliniat, iar Erdogan stă cel mai prost în sondaje până de când este el pe prima scenă de peste 20 de ani. De aceea, Turcia, cred eu că în viitorul foarte apropiat va avea anumite tendințe în care stabilitatea politică a lui Recep Tayyip Erdogan o să fie destul de amenințată, depinde cumva și de factorul extern și de relațiile internaționale, iar ceea ce a reușit să facă la Ucraina prin semnarea acelor tratate comerciale, prin ridicarea standardului și prin creșterea potențialului economic prin acele acorduri, vor crea o apropiere și mai bună între Ucraina și Turcia, iar dacă Vladimir Putin vine
cu siguranță că va veni, pentru că are tot interesul să facă acest lucru. Erdogan va câștiga, va capitaliza foarte mult la imagine. De ce nu s-o, întrebarea este de ce nu s-o fi gândit și ai noștri să medieze în acest conflict? În primul rând, pentru că noi nu avem relații cu Rusia, decât formale mai mult, decât să spunem că nu avem, avem acolo o ambasadă și angajații ai noștri trimiși la Moscova și aici Rusia are ambasadă, dar cam atât. Cu Ucraina însă suntem foarte, foarte apropiați, ținem la independența Ucrainei și practic putem să ne certăm cu rușii, pentru că așa îi se pare lui Klaus Iohannis, că trebuie să ținem la suveranitatea Ucrainei. Nu mă aștept să cunoască toată istoria și toate detaliile istorice în ceea ce privește relațiile dintre noi și Ucraina, dar ca politică externă am putea cumva să înțelegem acest lucru. Mai vreau să subliniez un lucru. Relațiile ruso-turce, pentru că în trecut, în Imperiul Otoman și Imperiul Țarist, au fost atâtea bătălii și atâtea conflicte de nu vă puteți închipui. Au fost cei mai aprici dușmani, dar în 1921, după ce Mustafa Kemal se instaurase cumva ca viitorul lider și președinte conducător al Turciei, al noii Turcii, și Lenin, care câștigase și se instalase ca conducător al Uniunii Sovietice, la 16 martie au semnat un acord, de un tratat de prietenie și așa mai departe, plecând de la o idee simplă. La tratatele de pace de la Paris din 1919-1920, Rusia nu a fost invitată, știți că tratatele acelea de pace de la Paris în 1919-1920 practic au fost cele care au deschis calea acelui revizionism și calea acelui al doilea război mondial, pentru că el a fost făcut sub auspiciile celor patru mari, care ăia hotărau în mare parte și stabilau hotarele fiecărei țări și cine devine, cine nu devine și cât trebuie să plătească. Orgoliul Franței și impunerile respective pe care le-au impus Germaniei peste un miliard de dolari despăgubiri de război, plus lupta pentru existență în Germania, de exemplu, au creat premisele venirii unui aventurier ca Hitler, care să promoveze acel curent nazist și știm, nu vreau să intru acum în detalii, vreau să revin la tratatul acesta. E bine, tratatul acesta, practic, până la urmă, fiecare și Mustafa Kemal și Lenin și-au văzut până la urmă de dezvoltarea unor relații de la început. Fiecare era cu panturchismul pe parte în zona de interes a Turciei, a fostului Imperiu Otoman, a statelor din zona respectivă, cu Uniunea Sovietică la rândul ei, cu panslavismul ei, dar dincolo de asta au început să colaboreze. Au început să colaboreze și au dat seama că amândouă fiind excluse, Turcia nu era la tratatele de pace de la Paris, pentru că era încă în război cu grecii. Au încercat Marea Britanie să ne bage și pe noi în războiul acesta de partea grecilor, dar noroc cu Ionel Brătianu, care a refuzat să intre în războiul greco-turc de partea grecilor, zicându-i lui George în vremea respectivă că România nu are flotă, dacă maestatea, guvernul maestății sale dispune să ne trimită flota, noi vom interveni, știind că cu siguranță Marea Britanie nu va pune la dispoziție României flota sa. A fost un răspuns diplomatic, dar noi n-am intrat în acel conflict. Războiul s-a încheiat câștigat de turci, pentru că grecii erau avântați, pentru prinseseră șansa în primul război mondial și imediat după aceea să își dorească să revină acolo unde au pierdut, la Constantinopol în special, și câștigarea Izmirului, Smirnei, cum se numea, și așa mai departe. Deci, după care, turcii și cu rușii au reușit să colaboreze foarte, foarte bine pe diferite acorduri politice, relații internaționale. Ba mai mult, în 1934, când s-a înființat Înțelegerea Balcanică, cu ideea aceea de a fi o zonă de securitate defensivă, pentru că și relațiile dintre noi și Turcia au fost foarte bune după 1923, când au început să funcționeze legațiile în vremea respectivă. De-abia în 1939, Vasile Stoica, ilustrul nostru diplomat, a fost ambasador la Ankara, a ridicat statutul la legații la nivel de ambasadă. Lucrurile au stat în felul acesta, adică turcii au cerut Uniunii Sovietice acordul de a intra în Pactul Balcanic, cumva de teamă să nu, pentru că așa se angajase în vremea respectivă. Practic, în al doilea război mondial, în care a devenit un teritoriu al înțelegerilor, serviciilor pentru a negocierilor, pentru a vedea cum se va sfârși războiul și pentru că era nevoie și de un teritoriu în care oamenii să discute lucrurile acestea. Deci, Turcia s-a dezvoltat destul de
consolidat și progresiv, dacă vreți să spunem așa, era un teritoriu imens, chiar ei aveau mai mulți, aveau mai puțin, pentru că apropo astăzi statul turc a anunțat câtă populație există, sunt aproape 85 de milioane, 84 de milioane, 680.297 de locuitori. Ce mi s-a părut interesant, că populația turce crește cu 1.600.000 de oameni pe an. Adică este un ritm în care se dezvoltă și cred că în următorii vreo 10 ani Turcia va ajunge la 100 de milioane de locuitori doar în Turcia. Așa că este interesant de urmărit acest stat, urmărit această tehnică militară pe care o are, pentru că e foarte, foarte bine conturat. Și ceea ce voiam să subliniez, eu chiar am găsit documente despre vizita lui Ismet Inonu, al doilea președinte al Turciei, la Stalin, pentru a lua un acord, pentru a lua un împrumut de 8 miliarde de dolari. După care relațiile au continuat pe ideea că până la urmă ai nevoie de vecini care să poată să te ajute și mai este o caracteristică, chiar dacă sunt două state cu mentalități diferite, unul este un stat islamic, un stat cu mentalitate islamică și un stat creștin, și-au dat seama că pot colabora și mai au ceva ce îi aseamănă. Nu au valorile democrației pe care noi le avem, ale Occidentului. Și în cazul acesta este un lucru de interesat. Dincolo de toate cele, Turcia a încercat un lucru interesant, o lovitură de imagine. Poate în Turcia, sigur că este exploatat acest lucru și dimineața până seara se vorbește despre vizita lui Recep Tayyip Erdogan la Kiev. O să fie la fel de bine reflectată și vizita lui Vladimir Putin în Turcia, pentru că în ultimii ani s-au întâlnit de cel puțin 2-3-4 ori de-a lungul timpului pentru a-și renegocia, pentru a-și dezvolta, pentru a pune diferite acorduri la punct și pentru interesul economic în special și militar, ceea ce suntem la o răscruce de strategii. Este bine că este Turcia NATO, este bine că Turcia are partener cum sunt cu rachetele S-400 în afara NATO. Practic, cumva s-a uitat acest lucru, dar cred că trebuie menționat și cumva Turcia ar trebui, dacă ținem cont de valorile occidentale, să fie, să se hotărască de în care tabără intră. Dar în ceea ce se schimbă, ce se reconfigurează acum la nivel mondial, dacă vreți, această alianță între acorduri între China și Rusia, după cum îl știu pe Recep Tayyip Erdogan, cu siguranță va înclina să se ducă către cei doi lideri, unde se simte mult mai bine decât la Bruxelles sau decât în preajma liderilor Statelor Unite. Până atunci este o chestie destul de interesantă. Noi am fost ocoliți și de conductele acestea de gaze, suntem ocoliți și de politica mare, suntem ocoliți și de politica mare, chiar dacă evenimentele se întâmplă la granița noastră, aflăm că se vor trimite trupe și că vom cumpăra avioane. Oare ideea aceasta de a cumpăra avioane a fost al lui Klaus Iohannis sau i s-a insuflat această idee? Aș vrea să găsim lideri cu personalitate, aș vrea să văd, pentru că avem o tradiție în diplomație și avem oameni iluștri, chiar mulți diplomați, nu în afară cei care sunt puși și pe puncte în posturi cheie. Și cred că dacă am avea o strategie care să ne ducă într-o anumită direcție și o anumită politică de stat, am ști și noi să acționăm într-o direcție asemănătoare. Până atunci, eu cred că Recep Tayyip Erdogan a punctat foarte bine, oferindu-se să fie mediator în acest conflict și cu siguranță că rezultatele se vor vedea în zona aceasta. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, seara plăcută!